Epistola lui Pavel către Tit. Capitolul 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu Evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduită mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră a amândouă. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, plecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea, mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești și de porunce date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună.